Deci mi-am citit în această dimineață un cuvânt din Scriptură care prezintă înaintea noastră una dintre cele mai cunoscute întâmplări din Scriptură. O știu și copiii. Zacheu într-un dud. Am trecut pe acolo prin Ierihon și ghidul ne-a spus ăsta e dudul lui Zacheu. Povești. Dar pe acolo, pe undeva o fi. O fi fost. În Ierihon. Întrebarea este, ce l-a cățărat pe omul ăsta în dud? Mi s-a spus în această dimineață, curiozitatea. Era curios să vadă pe Domnul Isus Hristos. Deci, mei, curiozitatea este manifestarea unui interes accentuat pentru ceva, pentru cineva, să vezi ceva nou, să auzi ceva nou. Și ascultați-mă, dragii mei, curiozitatea poate fi și de rău și de bine. Poate fi de rău atunci când ești curios să vezi, să auzi, să experimentezi lucrurile. Și câți nu fac din lumea asta lucrul acesta? Și au căzut în cine știe ce lucruri. Din curiozitate, nu? Sau curiozitatea poate fi de rău atunci când vrei să știi ceva a ajuns să știi și ai rămas cu atât. Ca și cum ar fi rămas dacă eu, dacă ar fi rămas în dut, s-ar fi uitat la Domnul și ar fi plecat, ar fi fost de rău, nu l-ar fi ajutat cu nimic. Dar curiozitatea poate fi de bine atunci când este preocupată de lucruri bune, pentru că -ți poate să-ți deschidă o oportunitate extraordinară. Ziceți-vă aminte că în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură, mereu poate aduc cazul acesta înaintea noastră pentru că uh, ne ajută să înțelegem anumite lucruri, Moise a văzut un rug care ardea și nu se mistuia. Și a zis, o să mă întorc să văd. Vreau să vă întreb, de ce și-a zis el, o să mă întorc să văd? De curios, nu? Că nu îi se părea lui că lucrurile merg așa cum știa că trebuie să meargă. Adică rugul acela să ardă și să fie cenușă. Nu, rugul acela era la fel, chiar dacă era a învăluit în flăcări. Vă întreb, curiozitatea asta, i-a deschis o oportunitate lui Moise. frați și surori, Dumnezeu din cer l-a strigat pe nume, Moise, Moise, cum Domnul l-a strigat pe nume, pe Zacheu. Și în momentul acela, dragii mei, curiozitatea a deschis ușa să-L cunoască pe Dumnezeu. Care este numele tău? A zis Moise, eu sunt cel ce sunt. Vă păi dau un alt exemplu. Filip l-a întâlnit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe Mesia. A, poate ieși ceva bun din Nazaret. A zis, vină și vezi. Și din curiozitate, să vadă dacă poate ieși ceva bun din Nazaret, Natanael a venit la Domnul Isus Hristos. Vreau să vă întreb, curiozitatea asta i-a deschis o ușă specială lui Natanael? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea, i-a zis Domnul Isus Hristos. Extraordinar. Este în fața noastră omul acesta care, curios, s-a urcat în dud să-l vadă pe Domnul Isus Hristos. Și spune Sfânta Scriptură că această curiozitate a deschis o ușă extraordinară spre mântuire. Și a zis Domnul, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și întrebarea care mi-am pus a fost următoarea. Ce s-a întâmplat în ziua aceea care se cheamă astăzi cu Zacheu de a fost mântuit? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de a trecut de la curiozitate la mântuire? Pentru că, dragii mei, s-ar putea să fim pierduți în mulțimea asta mare de oameni, cum erau acolo mulți oameni adunați lângă Domnul Iisus Hristos, curioși de una sau de alta, fără să fim mântuiți. Chiar dacă am 20 de ani la biserică. Știu că nu credeți lucrul acesta. Și vremea asta să trecem de la curiozitate la mântuire. Oameni în casa lui Dumnezeu să fim mântuiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, mei, pentru ca să trecem de la simplă curiozitate la mântuire, trebuie să fim sinceri în căutările noastre. Sau în curiozitățile noastre. Știți, într-o noapte a venit la Domnul Iisus Hristos un învățător al legii, îl chema Nicodim. A venit de curios. A auzit i-au ajuns la ureche o grămadă de informații, a venit cu temerea lui, probabil că din cauza asta a venit noaptea. Dar, dragii mei, Nicodim a venit sincer. Recunoașteți? A venit sincer și a stat înaintea Domnului. Vă spuneam despre Natanael. A venit la Domnul Isus Hristos cu prejudecățile lui. Poate ieși ceva bun din Nazaret? Și cu prejudecata asta a venit la Domnul Isus Hristos și Domnul a spus, omul ăsta e sincer, nu e niciun vicleșug în inima lui. Iată un izraelit în care nu este niciun vicleșug. Acum, dragii mei, nu scrie explicit aici că Zacheu a venit sincer. Dar modul în care Domnul Iisus Hristos se ocupă de el... Chiar dacă în capul lui era doar gândul ăsta, mă duc să văd și mă întorc la ale mele, dragii mei. Avea ceva înăuntru lui cu care Domnul Iisus Hristos a rezonat și de aceea a zis, Zacheie, trebuie să rămân în casa ta. Sinceritatea acestui om sau altor oameni, sau sinceritatea noastră, dragii mei, în căutări, în curiozitățile noastre, sau hai să vorbim despre el, sinceritatea asta l-a făcut să facă și altceva decât a făcut până atunci sau l-a determinat să facă și altceva decât a făcut până atunci. Poate ziceți, bine, dar ce a făcut până atunci Zacheu? Hai chiar, știți ce a făcut până atunci? Dragii mei, ați putea zice ce a făcut? Ceea ce fac oamenii în general. Până atunci Zacheu a fost ocupat cu ce s-a ocupat oamenii în general. Omul ăsta a fost ocupat să acumuleze bunuri. Să strângă. Fratele lui, de unde știe asta? Deci din Scriptură. Zice Sfânta Scriptură, era un om bogat. Or nu ajungi bogat dormind. Sunteți de acord? Ajungi bogat alergând. Ajungi bogat preocupându-te, ajungi bogat investind, ajungi bogat frământându-te. De dimineață până seara, poate și noaptea. Ei, omul ăsta cu asta se ocupa. Și a ajuns bogat. Omul ăsta se ocupa, dragii mei, sau se preocupa de poziție. Nu era un nimeni în societate, era șeful acele echipe care, mi se spunea, colecta dările. Era șef. Și bogat, și poziție socială. Asta era ceea ce făcea în viață. Și într-o zi, dragii mei, omul ăsta a început să facă și altceva. Pentru că, dragii mei, atâta vreme cât ești preocupat doar de ceea ce sunt preocupați toți oamenii, îți neglijezi sufletul. N-ai nicio preocupare pentru suflet, chiar dacă te duci la biserică. Poate mai era sau mai des. Câtă vreme ești preocupat doar de ce sunt preocupați toți oamenii, îți neglijezi sufletul. Știți că a zis Domnul Iisus Hristos uneia care a venit și a zis, mă văd totul, spune fratele meu să parte cu noi, cu mine moșioara noastră, a zis, era un om care într-un an s-a trezit că i-a rodit foarte mult țarina. S-a uitat la hambare, a zis, nu încă pe ceam pe câmp, stric, fac altele, le adun recolta și apoi zic, suflete, ai multe adunate pentru multe vreme, mănâncă, bea, veselește-te. Și Domnul, Domnul Iisus Hristos zice așa că din cer a zis Dumnezeu nebunule, Chiar în noaptea asta ți se cere înapoi sufletul. Omul ăsta s-a ocupat să strângă, să adune, fără să se ocupe de suflet, care poate fi luat la noapte sau în clipa următoare. Pentru că viața este în mâna lui Dumnezeu. Și-a neglijat omul ăla din pilda Domnului Iisus Hristos sufletul sau nu și-l-a neglijat? Să o poți desconsidera chemarea lui Dumnezeu atunci când ești preocupat doar de astea. A zis Domnul, nu vină după mine. Lasă mai întâi asta, mai întâi cealaltă să fac și apoi. Sau îți poți pune în pericol veșnicia. Câți dintre dumneavoastră, în modul cel mai serios, sincer, sunteți preocupați unde vă veți petrece veșnicia? V-ați gândit la asta? Când deci, veșnicia, eternitatea, e la fel de reală ca viața asta, chiar dacă noi nu o percepem așa. Eternitatea este la fel de reală. Unde o să o petrec? Dacă sunt preocupat doar de asta, să strâng, să am poziție. Domnul Iisus Hristos spunea în Luca, în capitolul 16, că undeva într-o anumită cetate era un bogat care se îmbrăca în fiecare zi în porfiră, în subțire, ducea o viață plină de veselie. Asta era preocuparea lui. Și într-o zi a fost luat. Și dus unde? Unde, frații mei? Locuința morților în chin. Se uita și îl vedea pe Lazar, care stătuse toată viața aproape la poarta lui și de care n-a avut nici măcar atâta milă să-i dea o coajă de pâine. L-a văzut în sânul lui Avram. El aici chinuit și Lazar acolo, dincolo, în binecuvântare, dacă vreți. Ei, Zacheu, în sinceritatea lui, atâta cât a fost, într-o zi a început să facă și altceva, să caute și altceva să caute să-L vadă pe Iisus. Un început. Deci, mei, omul acesta, chiar dacă nu scrie explicit aici, sinceritatea îl determină să se vadă într-o zi așa cum trebuie să se vadă ca om. Spunea fratele Rău și scrie aici în Biblie, în Biblie, că cei din jurul oamenii, concetățenii lui, îl știau cum? Un om păcătos. Când a intrat Domnul în casa lui, ziceau oamenii cârtind, ziceau, a intrat să mănânce sau să găzduiască la un om păcătos. Și deci, de mai? Dar nu-i destul să te vadă cei din jur că ești un păcătos. Un păcătos care mai merge la biserică. Nu-i destul să te știe colegii că ești un păcătos. Nu-i destul să spună părinții, mai băiete, tu ești păcătos, sau mai fată, tu ești trebuie să vină momentul acela în care cu sinceritate să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, așa sunt. Că nu poate cerul să zică mântuirea este în viața acestui om până când omul acela nu zice, ai milă de mine păcătosul. Credeți asta? Nu poate fi mântuire fără momentul acela în care să recunoști cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, sunt un păcătos. Deci primul lucru, dragii mei, care trebuie făcut pentru această trecere de la curiozitate la mântuire este să fii sincer în căutările tale. Al doilea lucru, dragii mei, trebuie să ajungem sau să ajungem să înțelegem că nu i destul cât am făcut până acum. Mai o să întreb. Zac eu, a făcut ceva? Hai să vă spun, să spun în domeniul ăsta spiritual. Că a căuta pe Domnul sau cel puțin a căutat să-L vezi pe Domnul este ceva în domeniul ăsta legat de suflet. Și a lăsat, mă rog, biroul lui de unde l via, la vamă sau la, mă rog, sediu central, dacă vreți. Nu că nu erau oameni pe acolo. Nu că nu era de lucru să meargă să adune dări, Nu pentru asta că nu avea ce face și a zis să mă umplu timpul să mă duc să văd care este Domnul. Nu pentru asta, ci pentru că avea curiozitatea să se ducă. Și a închis biroul, a alergat, zice Biblia, s-a urcat într-un dud, a făcut ceva. Vreau să vă întreb, a făcut destul? Şi a și sorori. Îl știți pe Saul din Tars, ați auzit de el? Ați auzit? zice el despre sine, după lege neprionit. Cât te-o fi făcut Saul din Tars după lege? Extraordinar de multe. Și ținea sărbătorile, și ținea legea, era fariseu, după cea mai îngustă partidă. Și râvna lui l-a determinat să meargă să-i prindă pe creștini. Dar omul ăsta, cât te-o fi bifat el pe lista asta, n-a făcut destul. Știți asta? S-a dus fariseul la templu să se închine, să se roage. Și stătea înaintea lui Dumnezeu și zicea, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Și nici nu era ca ceilalți oameni. Pricepeți. Dau zecioală? Fac milostenie? Poate? Postesc de două ori pe săptămână? Care de aici postesc de două ori pe săptămână? Avem o zi de post, acum avem apostolului. fiecare dintre noi. Dar n-a făcut destul. A zis, a zis, Domnul Iisus Hristos, adevărat vă spun că nu asta s-a întors acasă neprionit. N-a făcut destule. Oricât de lung ar fi lista asta, nu-i destul. Că nu-i destul, nu-i suficient să faci sau să fac ceea ce face toată mulțimea. Să mă iau după mulțime, că poate zac eu în prima fază s-a dus, că se duc mulți. Cum veneau mulți la eu în botezătorul să fie botezat și au venit și niște farisei sau niște oameni religioși din, din uh, zona aceea să fie și ei botezați. Că așa merge multă lume. Nu, nu. Nu-i destul să te iei după mulțime că se botează 10 tineri, mă botez și eu că se botează 10 tineri din biserică. Sau mi s-au botezat neamurile, mă botez și eu ca să fiu în rând cu neamurile. Nu, nu, dragii mei, nu mai iau după mulțime. Chiar dacă sunt în mulțime, trebuie să am acolo înaintea lui Dumnezeu nevoia mea personală, să lucreze Domnul în viața mea personală. Era, cu altă ocazie era o mulțime mare de oameni care mergea după Domnul Iisus Hristos să din toate părțile și prin mulțimea aceea, nu știu, poate dând din coate, poate împingându-se într-o parte și alta, se strecura o femeie. Vreau să vă întreb, femeia asta avea o dorință diferită decât am celor mai mulți din mulțimea aceea? Ce ziceți, frații mei? Avea sau nu avea? Ea nu se pierdea în mulțime, chiar dacă era în mijlocul mulțimii. După cum, dragii mei, venim la casa lui Dumnezeu, nu ne pierdem sau n-ar trebui să ne pierdem aici, că stăm și noi oameni religioși și ne uităm la învon, ce -o mai fi zicând de la amvon. Ce aici în mulțimea asta mare, eu stau, eu și Dumnezeu cu nevoia mea. Dumnezeu să lucreze în viața mea. Femeia aceasta se strecura prin mulțime și zicea, o, de -aș putea măcar să mă ating de haina lui. 12 ani am umblat pe la toți medici. Nu s-a întâmplat nimic. Mi-am cheltuit toată averea. Dar dacă o să mă pot atinge de haina lui, cu siguranță o să mă tămăduiesc. Nu-i destul să te pierzi în mulțime. Să faci pentru că face mulțime. Nu-i destul să vezi Adică să fii curios, să vezi lucruri spectaculoase în domeniul spiritual și atât nu-i destul. Veneau mulți la Domnul Isus Hristos și vedeau mulți lucrările pe care le făcea Domnul. Știți care era reacția cea mai normală, dacă vreți, mai umană, pe care o aveau atunci când vedeau ceva deosebit sau auzeau ceva deosebit de la Domnul? Rămâneau uimiți. Așa cum mai suntem noi câteodată când mai vine câte un musafir și predică, rămânem uimiți. Și să mai vină. Da? Rămâne uimiți. E curiozitatea noastră să vedem lucruri extraordinare sau să auzim lucruri extraordinare. Dar nu-i destul. Zicea Zacheu în sinea lui, mă duc să văd, dar la ce-ți folosește să te duci să vezi? De toată mi se spunea să-ți crezi așa o anumită imagine, cam asta e fizionomia lui. Nu ajută la nimic. Dacă nu se întâmplă ceva cu inima. În Vechiul Testament spune în carte Exod cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Dumnezeu a trimis plăgile acelea peste Egipt, a trimis la un moment dat ciuma vitelor. Și au început să moară vitele pe capete în țara Egiptului. Și faraon a auzit că e o minune în ținutul gosenul unde era poporul lui Dumnezeu nici măcar o vită n-a murit de boala asta și a trimis pe cineva să vadă cum e asta era curios dar nu-i destul să vezi faraon minunea că aici în Egipt toate vitele mor și în gosenul de poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu face stabilă, Dumnezeu protejează, nici o vită nu moare. Nu-i destul să vezi minunea asta. Știi ce scrie Biblia acolo? Dar inima lui faraon au rămas în pietre. Câte lucruri minunate n-ați văzut în, aici sau în altă parte în Biserica Lui Dumnezeu? Câte n-ați auzit? Dar nu-i destul că am văzut, că am auzit? Frați și ascultați-mă! Nu-i destul! Trebuie să se producă ceva în inima noastră, acea desensibilizare a inimii noastre. Suntem, dragii mei, acea sensibilizare a inimii noastre, suntem așa de insensibili Dumnezeu trebuie să ne sensibilizeze inima noastră. Să facă Dumnezeu lucrul acesta. Nu-i destul, dragii mei, să ai o experiență pasageră cu Domnul. Așa cum până a avut tânărul bogat, a venit la Domnul Iisus Hristos cu curiozitatea lui să știe ce să facă să moștenească viața veșnică, Domnul i-a spus și a plecat. Așa cum ar fi avut Zacheu, dacă ar fi rămas în dudul acela, ar fi trecut domnul pe lângă el, s-ar fi întors acasă, ar fi avut o experiență, o putea nota undeva, putea povesti nepoților. L-am văzut pe rabinul acela, Isus din Nazaret. A fost de ajuns? Și ce a spus domnul către Zacheu? Trebuie să rămână. Nu-i destul. Să vin, să mă vezi, eu să mă duc la ale mele și tu să te duci la ale tale. Trebuie să rămân. Nu-i destul să vii să vezi, să vii să auzi. Trebuie să rămâi. Trebuie să rămână Domnul. Și trebuie să rămân eu cu Domnul. Știți de ce? Pentru că atunci am experiențe extraordinare cu Domnul. Atunci ajung să-l cunosc mai bine. Că putem număra ani și zeci de ani de când mergem la biserică și s-ar putea, da mei, să nu-l cunoaștem suficient de bine pe Domnul. Să mai avem încă ce să mai cunoaștem. Pentru asta trebuie să rămână. Se duceau cei doi spre, spre Maus, frământați de ce s-a întâmplat în Ierusalim, de crucificarea Domnului, mormântarea lui, veștile care circulau pe acolo și a venit Domnul. Dragii mei, fără să știe că-i Domnul, dar le ardea inima în ei când le deschidea Scripturile. Și au zis la un moment dat, când Domnul a vrut așa să... s-a făcut că vrea să plece, a zis rămâi cu noi. Și a rămas cu ei. Vreau să vă întreb, le-a le folosit la ceva care a rămas Domnul cu ei? Spune Sfânta Scriptură, l-au cunoscut la frângerea pâinii și au dat trepe de la spre Ierusalim să spună lucrul acesta, l-au cunoscut la frângerea pâinii, că Isus Hristos este înviat dintre cei morți. De ce? Pentru că a rămas. Când Domnul Iisus Hristos s-a oprit lângă, lângă cetatea aceea din Samaria, la fântână și a venit femeia aceea, i s-a descoperit, i-a descoperit toate tainele inimii. Spune Sfânta Scriptură că femeia ce a dat buzna în cetate și a să găleat acolo, a dat buzna în cetate să spună oamenilor și să zică veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ceea ce am făcut, toată viața mea, nu cumva este el Hristosul? Și au venit oamenii, știți ce au zis oamenii către el, către Domnul Iisus Hristos? Știți? Rămâi. Rămâi la noi. Și a rămas două zile. Vreau să mă întreb, le-a folosit la ceva care a rămas Domnul acolo? Le-a folosit sau nu le-a folosit? Putea să treacă pe lângă satul lor. Să fi avut femeia asta experiența aceea să zică, da, l-am găsit pe Mesia, să meargă să le spună celorlalți. Dragii mei, dar faptul că a rămas cu ei a fost minunea aceea, dragii mei, pentru că li s-a descoperit și, și au zis într-un final către femeie, nu mai credem acum din ceea ce ne-ai spus tu. Credem că noi înșine l-am văzut, noi înșine l-am auzit și știm că El este Hristosul. Nu-i destul să ai o experiență în viață, să fi stat într-o biserică, să fi ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, să fi spus: M-am întâlnit cu Domnul, că mi-a cercetat inima și m-am dus salele mele. Nu-i destul. Trebuie să existe această rămânere, rămânere în legătură cu El, cu învățătura Lui, să am experiență cu El. Pentru ca să-L cunosc mai bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și vreau să mai spun încă un lucru, poate atât mai pot să spun, dragii mei. În al treia rând, pentru ca să fie trecerea asta de la curiozitate la mântuire, nu doar că trebuie să fim sinceri căutările noastre, nu, că, nu doar că trebuie să ajungem să recunoaștem că nu-i destul cât am făcut, ci trebuie să rămânem în prezența Lui. Trebuie, dragii mei, să fructificăm timpul oportun. Spune Sfânta Scriptură că Iisus trecea prin Ierihon, s-a oprit acolo, dar a zis ceva către Zacheu. Ascultați-mă! Astăzi, astăzi, trebuie să rămână în casa ta. Și noi avem impresia că în domeniul ăsta spiritual, problemele sufletului, ne le putem rezolva oricând, după ce ne le-am aranjat pe celelalte, după ce ne-am rezolvat alte lucruri, după ce ne simțim confortabil, după ce ne simțim în siguranță, după ce, după ce și asta. Nu, nu, frații mei. Nu e așa. Este vreme prielnică și pentru mântuire. Când s-a dus vremea prielnică, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Astăzi, astăzi, trebuie să intru în casa ta. Și poate puneți întrebarea bună, care e vremea cea oportună, care e timpul acela prielnic? Știți care este? Timpul acela în care Domnul vine aproape de tine. Aproape de mine. Oare este o asemenea vreme în viața noastră când Dumnezeul cerurilor să vină aproape de noi, frați și surori? este sau nu este o asemenea vreme? Și spune Sfânta Scriptură aici: "Când a ajuns în locul acela, care era locul acela? Care, frații mei? Cel mai aproape de Zacheu. Nici cum un pas mai încolo, nici cum un pas mai încolo, nici cu o zi mai înainte, nici cu o zi după. Chiar în momentul acela era cel mai aproape de Zacheu, în locul acela. Și s-a uitat înspre Zacheu și a zis, Zacheie! Acesta a fost momentul în care Domnul a venit aproape. Ascultați-mă, Există clipe în viața noastră când Domnul vine aproape, nu știu cum, printr-o încercare de viață, printr-un mesaj din Scriptură, prin nu știu ce metodă folosește Dumnezeu, dar vine aproape, unde sunt eu? La spital, acasă, pe drum, la serviciu, la biserică, unde sunt eu? Vine El, dragii mei, și își pune ochii pe mine, sau își pune ochii pe noi. Pentru că din mulțimea cea mare de oameni, dragii mei, care îmi buzeau din toate părțile, Domnul și-a pus ochii pe Zacheu și a zis, Zacheu. din mulțimea aceea mare de bolnavi care erau acolo la scăldătoare, dragii mei, așteptând să se facă tulburarea apei, într-o zi Domnul și-a pus ochii pe un slăbănog de 38 de ani. Erau mulți acolo. Dar ziua aceea a fost ziua potrivită, oportună, dacă vreți, pentru omul acela, în ziua aceea, Domnul și-a pus ochii pe el. Niciodată până atunci nu și-a pus ca atunci. Atunci și-a pus ochii pe el și a zis, vrei să te faci sănătos? O, cum n-aș vrea. Dar n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se face turbăra apei. Și atunci Domnul i a zis, scoală-te, ia-ți patul și du-te, ești sănătos. Deci mei, s-ar putea ca de o viață întreagă să mergem la biserică în virtutea unei obicei sau în virtutea unei curiozități. Da de da de duminică asta va fi ceva. Va fi o cântare, va fi o, va fi o descoperire, va fi o lucrare. Și poate curiozitatea asta ne-a dus ani de zile spre biserică, spre cele spirituale. Trebuie să vină vremea să trecem de aici la mântuire. Pentru că, dragii mei, le-a zis Domnul, Domnul, Iisus Hristos într-o pildă unor oameni că se va într-o zi stăpânul și va încuia ușa. Și voi veți rămâne afară și veți zice, deschide că nu lițele noastre a învățat pe norod. Am mâncat și am băut înaintea ta. Dar știți care era problema celor oameni, dragii mei? N-au trecut la mântuire. Pentru că Domnul le-a zis, sau le va zice, duceți-vă voi lucrătorii fără de lege, adică nu sunteți mântuiți, chiar dacă am învățat în uliițele voastre. Chiar dacă ați stat și ați mâncat împreună cu mine sau ați stat înaintea mea și ați mâncat, n-ați trecut de la asta la mântuire, afară plâns scârșnirea dinților, că n-ați trecut la mântuire. Deci, mei, nu sunt povești astea, sunt realități spirituale. Dumnezeu să ne ajute în această vreme, în această vreme să trecem de la o simplă curiozitate la mântuire. Să fim sinceri în căutarea noastră că Dumnezeu răspunde aceste sincerități. Haideți să stăm ridicați în picioare de agime și înainte lui Dumnezeu să-i mulțumim că ne-a mai pregătit Dumnezeu și ziua de astăzi. Că ne mai cheamă la mântuire pentru că încă și astăzi este în căutarea celor pierduți ca să-i mântuiască. Nu contează cât de Adânc sau cufundat în păcate și fără de legi. Este în căutarea celor pierduți ca să-i mântuiască. Astăzi, dragii mei, se poate trece de la această curiozitate la mântuire prin Domnul Isus Hristos, ascultând de ceea ce spune Scriptura.